La mulți ani, Dallas Dow. În primul rând, 10 ani înseamnă o sumă destul de mare. Și e foarte interesant că mi-am petrecut, cred că 7 ani împreună cu Dallas, 7 sau chiar 8 ani, n-am numărat niciodată, dar oricum e impresionant să te gândești câți oameni au trecut prin mâinile tale și ce au făcut ei în decursul acestui timp. Întotdeauna cele mai grele provocări este să te ții de program. Pentru că, în fine, acum de când cu pandemia lucrurile s-au mai simplificat, dar meseria mea este o meserie destul de agitată, imprevizibilă, și atunci e greu să reușești să menții o constanță. Asta e o chestie care mă lupt de când sunt eu aici. În mod sigur m-a schimbat pe mine, pentru că n-am mai trăit în bula mea, a trebuit să iau contact cu niște oameni reali care pun niște întrebări reale și automat am devenit mult mai deschis. În plus, prin natura meseriei mele, trebuie să cer un feedback constant pe orice fac și toți cei care au participat la acest curs mi l-au oferit. Da, m-a schimbat. Probabil că sunt mult mai deschis, probabil că sunt mult mai calm și probabil că accept mult mai ușor oameni, care lucru care nu eram foarte confortabil până acum. Momentul meu preferat e când mă văd cu oameni care au făcut ceva. Întotdeauna. Adică nu am pe chestii. Eu întotdeauna am spus că nu sunt aici să-i formez pe oameni. Până la urmă, fiecare își construiește o carieră, le dau o bază cu care lucrează mai departe. Dar e impresionant să vezi oameni care chiar au aplicat niște lucruri învățate în acest curs și chiar au ajuns să facă aceeași meserie ca și mine. Deci cred că ăsta e cel mai impresionant lucru, să întâlnești foști studenți, să zicem, nu? Studenți sub formă de colegi. Cum aștept să fie Dallas Dow peste 10 ani? Nu știu, poate e așa pe bază de teleportare, că mi-ar fi mult mai ușor să mă prezint la toate cursurile. Un gând bun pentru Dallas Dow să reușească să meargă mai departe, așa cum a făcut-o de la început. Foarte onest, foarte profesional. Și să ne vedem peste 10 ani.